Bună seara și bine ați venit la noua emisiune. Întâi a fost Cuvântul, o emisiune pe care am conceput-o împreună cu colegii de la TV6, deci îmi acordă sprijinul dumneavoastră. Emisiune în care voi încerca să demonstrez că România, în care noi astăzi trăim, este cu totul și cu totul altă țară decât este prezentată în toată mass media și mass media internațională, o țară cu un trecut extraordinar de frumos și de important pentru atunci și pentru acum, care trecut, dacă îl vom afla cu adevărat, acest trecut înseamnă rădăcinile noastre și atunci când ne cunoaștem rădăcinile, putem să ne organizăm prezentul și viitorul. Ca prim invitat, mi-am permis să invit un bun amic al meu, un domn care l-am cunoscut la o întâlnire unde românii și moldovenii purtau discuții premergătoare unirii României cu Moldova și eu atunci am întrebat pur și simplu, domnilor, cu ce finanțați acest proiect în care un șchiop cu încă un șchiop se ia în brațe să cadă în șanț. Singura persoană dintre toți, din tot auditoriul care, de fapt, printre cele două, trei persoane, să spun așa, care a venit și mi-a strâns mâna cu căldură pentru că a înțeles mesajul meu, a fost domnul aici de față, domnul Nicolae Năcioiu, care de atunci mă tot sună pe fiecare a doua, a treia zi, pentru că prețuiește ceea ce eu spun. Dumnealui este cercetător științific de vreo 40 de ani, cu rezultate remarcabile, în ce înseamnă ingineria spațială, dacă nu mă înșel, da, corect, și multe alte domenii și îi urez bun venit la mine în emisiune, să fie de bun augur și vă dau cuvântul să vă prezentați, domnul Năcioiu. După cum a specificat colegul, sunt cercetător științific în domeniul tehnic, deci nu cel istoric, nu cel lingvistic, dar elementele întotdeauna își dau mâna. Complexitatea nu are loc fără toate elementele în ea. Asta nu înseamnă că eu sunt atot cuprinzător și toate elementele sunt la mine în buzunar și le voi expune pe parcursul emisiunilor pe care le va face televiziunea începând din această seară pe domeniul respectiv. Dar ca atare eu voi încerca, să zic așa, să completez partea umanistă, partea de lingvistică, partea de sentiment, trăiri și așa mai departe, cu elemente specifice, să zic așa, domeniului științific, în care să se poată vedea clar ce elemente sunt posibile, ce elemente sunt probabil posibile și ce elemente rămân cu semn de întrebare în sos de pește, cum ar zice cineva. Vă mulțumesc! Nu, continuat cu discuția, după cum vedeți, domnul Năcioiu a recunoscut un lucru foarte important, că, adică fapt, nu l-a spus chiar dumneavoastră, dar cam așa se înțelege, niciodată un om nu poate să știe tot. Și spunând asta, ne gândim la Ford, care a pus un mare imperiu pe picioare și el tot timpul spunea că are oamenii potriviți. De aceea este foarte bine ca oamenii să comunice, să facă, cum zice limba română, acea bisericuță în care fiecare să vină și aducă aportul la cunoaștere, pentru că adevărul este un mare puzzle pe care toți îl deținem, fiecare o parte. De fapt, eu mă repet în această emisiune, am mai fost la mai multe emisiuni, dar niciodată nu am primit un feedback care ar fi trebuit să-l primesc pentru lucrurile care consider că sunt foarte, foarte importante pentru noi, însă este posibil ca națiunea noastră încă să fie dezinteresată de istoria ei și e un lucru foarte, să zic, tragic din punctul meu de vedere, însă eu mai încerc. Și sper ca cei care au mai văzut emisiunile mele să nu fie plictisiți, că unele lucruri le repet și tot timpul mai apare cât un element nou de la prima emisiune care am făcut-o, acum mai a descoperit niște lucruri, pentru că atunci când cauți, găsești. Deci, după cum vă spuneam și în alte emisiuni, eu tot acest drum l-am început cu Sfinxul din Carpați, care, despre care blag am aflat după aceea, că spune că este al treilea nivel al cunoașterii, în care Sfinxul te întreabă cine ești. De fapt, noi toți oamenii pe acest pământ suntem datori ca la un moment dat în viață
ajunge la maturitatea de a ne întreba care este rolul nostru pe acest pământ, să ne racordăm la mama pământ, pentru că noi ne-am născut aici și tot ce... Deci viața noastră o datorăm faptului că avem un suport sub picioare, natura și așa mai departe. Și atunci când omul caută cu sinceritate, omul poate să afle. Bun. Ajungând la Sfinx, după o perioadă în care, o perioadă destul de zbuciumată în viața mea, în care am fost, să spun așa, neînțeles de aceea de lângă mine, nu mai contează mici elemente, eu am ajuns la Sfinx, cu alte cuvinte, și ajungând la Sfinx, intuitiv și instinctiv am întrebat, văzând X-ul din Sfinx, sau mental vorbind, X-ul din Sfinx este de fapt o necunoscută matematică, și aici vă arăt X-ul din Sfinx. Ce este X? Și atunci, în acel moment, mie mi-a venit instinctiv în mintea mea X egal cu T. După care am constatat că, de fapt, singura literă care dă un cuvânt logic și inteligibil este T-u pus în loc de X și de sfânt. Și atunci m-am gândit și la proverbele noastre românești, care pentru mine sunt foarte, foarte importante și relevă cu adevărat experiența acestui neam, și proverbele noastre spun: până la Dumnezeu ne mănâncă sfinții. Pentru că eu consider că atunci un om care vrea să comunice cu Dumnezeu nu are nevoie de intermediari, și eu nu am nevoie de intermediari. Eu nu l-am văzut pe Dumnezeu și nu știu dacă l-a văzut cineva până acum, însă eu cred că Dumnezeu este partea bună a lucrurilor, atâta pot să-mi explic în momentul ăsta că este binele. Și atunci încerc să fiu cât se poate de om și cred că este mai mult decât restul acțiunilor și actelor pe care oamenii le fac în dorința de a arăta nu știu cui, nu știu ce, dar nu mai contează asta. Și continuă acum raționamentul cu Sfinxul. Deci am pus T în loc de X și ne-a dat sfânt. Deci e singura literă care dă sens, T-ul. După care noi știm de la religie că X este crucea nemuririi pe care Sfântul Andrei a fost răstignit atunci când a ajuns în Dacia cu capul în jos, adică 180 de grade invers față de normal. Ăla e un mesaj foarte amplu pe care eu l-am înțeles și poate, de fapt, mai sunt mulți oameni care l-au înțeles și am să vă explic într-o emisiune viitoare ce vrea să ne povestească această statuie de la Cecul Mare, în care Traianus, dezbrăcat, ține o lupoaică din care, la care este atașat dragonul dacic, dar este 180 de grade invers, și multe lucruri care transmit această informație că lucrurile s-au schimbat 180 de grade, dar la timpul potrivit continuăm cu Sfinxul. Deci, după cum vă spuneam, X-ul este crucea nemuririi, deci în loc de crucea nemuririi putem să punem infinit. Și cine este infinit în concepția omului? Dumnezeu este infinit. Drept dovadă că Dumnezeu este infinit, X-ul acesta este și 1 și 0. Deci este crucea nemuririi, de fapt este infinitul, X reprezintă infinitul, dar mai reprezintă și 1 și 0, sistemul binar, adică alfa și omega, sau alfa și scriu aici, pentru că într-o viitoare emisiune am să vă explic ce înseamnă limba română și faptul că limba română transmite informații extraordinar de importante pentru întreaga omenire, poate. Și în limba română, limba română este cheia cunoașterii, pornind de la Sfinx, și zic eu omega. Omega se scrie omega, dar se poate citi și omega. De fapt, Gaia, în antichitate, era pământul, Gaia sau Maria, cum o să vă explic la următoarea emisiune. După care, A este începutul, prima literă din alfabet, și atunci în începutul punem cu I și ne dă Io. Da, unde 0 are valență dublă de nul sau infinit. 0 are valența, este cercul care este infinit, sau mai are și valența de nul. Și atunci la casta Io, Io Ștefan Mircea Voievod, și nu întâmplător ei foloseau acest apelativ, ci îl foloseau pentru a ne transmite peste veacuri că ei erau casta geților care dețineau cunoașterea începuturilor, părerea mea și nu numai a mea, și a multor scriitori, prin care și numai Tudor Diaconu, care este un mare, mare român, care o să vi-l prezint în emisiune viitoare. Acum sper că a înțeles cineva care era raționamentul de a am ajuns la Io, și mai știm că
domnitorii noștri au numit Măria ta. Eu la începuturi credeam, sau pe vremea aia, Măria ta venea de la mare. Nu, Măria ta vine de la pământ, iar ta are sensul de viață. Pentru că, acum nu vreau să vă pierd foarte multe explicații, însă eu tot timpul găsesc ceea ce am nevoie. Însă la hinduși, acest ta are sensul de viață, pur și simplu, iar N-A are sensul de moarte, dar mă rog, e un alt subiect, nu vreau să vă dau prea multe informații ca să nu înțelegeți. Deci, mă repet, am ajuns la Casta Io. După aceea, pe același raționament, acum vreo 3 săptămâni, zic eu, jucându-mă cu verbul a fi din limba română, pe care am să-l folosesc în viitoarea emisiune în care să demonstrez că limba română este singura limbă născută, nu făcută a lumii. Deci, gândindu-mă la acest a fi sau fi, mi-a sărit în ochi fiul din Sfinx. Vedeți, noastră avem fi aici, Sfinx. Însă în restul limbilor europene, Sfinx se scrie S-P-H-I, Sfinx. Bun, dar nu se spune niciodată Sphinx, se spune tot fi. Deci cheia este din nou tot la noi, la români sau în limba noastră, și după cum vedem, acest PHI mai este și rația divină, adică 1,618, care se mai notează cu acest fi tăiat. Dacă înlocuim fiul de aici, înlocuim cu acest cerc tăiat, avem son X, adică fiul tatălui. Pentru că X este tatăl sau Dumnezeu și son înseamnă fiu, dar chiar în limba noastră son înseamnă fiu, și o să încerc în următoarea jumătatea emisiunii să caut pe internet o rugăciune a dacilor în limba dacică apărută, ieșită la iveală, în care acest son are chiar sensul de fiu. Deci, vedeți dumneavoastră, acest Sfinx din Carpați ne spune enorm de multe lucruri, dar trebuie doar să ne intereseze. Și ca să ne intereseze, trebuie să avem interes de istoria noastră, să știm ai cui suntem. Continuă aici raționamentul și spun așa, că acest T mai este și balanța legii. Dumneavoastră, vedeți că simbolistica legii este notată printr-un T cu două greutăți, stânga-dreapta. Deci echilibrul este ținut tot de acest T. Litera T este foarte, foarte importantă și mai înseamnă și timpul, și o să vă demonstrez tot în, poate în această emisiune, de ce Dumnezeu este timpul. Și atunci am zis eu, la legea guvernează universul, lumina guvernează universul, însă El este Dumnezeu sau Dumnezeu este lumina care guvernează universul. Acum, legându-mă de acest El, vedeți dumneavoastră, în limbile nordice avem san, son, care se supraînțeleg, aceste două cuvinte, adică fiul și soarele, se supraînțeleg. Și de fapt este adevărat că soarele este fiul lui Dumnezeu, însăși Dumnezeu. Iar eu când spun aceste lucruri, repet religia dacilor. Pentru că acum 2000 de ani eram cei mai viteși și mai drepți dintre traci. Și astăzi suntem cum suntem, dar ne vom ocupa în emisiunea următoare. Și cum să vă explic acum, mie mi se întreabă niște lucruri foarte interesante. Orice gândesc, primesc drept răspuns în foarte, foarte scurt timp. Ori răsfăiesc o carte, ori mă întâlnesc cu domnul Cioiu la o cafea, facem o bisericuță împreună și la un moment dat vine cu un element de care eu aveam nevoie. Deci eu practic am marele noroc să mi se întâmplă niște lucruri care să mă ducă pe mine mai departe în ceea ce caut. Și drept dovadă, acum vreo 3 ani, încă nu eram eu pornit pe drumul ăsta, eu abia de anul trecut, din martie, mă ocup foarte intens de această temă, însă mi-a rămas crâmpeie din acțiunile și din viața mea, care le aduc astăzi în prezent și le găsesc o logică. Și eu, de fapt, practic integrez informații din toată lumea și le aduc în România să strălucească. Și după cum vă spuneam, acum vreo 4 ani de fapt, aveam o mașină cumpărată de undeva din Germania, la telefon, am trimis-o la Audrey, mi s-a înregistrat și aveam numărul, paradoxal, B07LGU. Eu bine nu l-am băgat în seamă, însă un amic de-al meu, un tip care îl simpatizam, e un om, hai să zic așa,
care înțelegea lucrurile, mi-a zis la un moment dat ceva de numărul ăsta 07 și atunci m-am întrebat, bă, dar ce înseamnă LGU? Și atunci mi-am dat răspunsul instantaneu, legea guvernează universul, căci nu pot să fiu combătut. Când spun acest lucru, nu pot fi combătut, după care mi-am dat seama că, de fapt, lumina guvernează universul, dar Dumnezeu este lumină și Dumnezeu guvernează universul. Acum, vedeți, am un invitat în platou și aș vrea să, eu încerc să văd dacă oamenii înțeleg ceea ce eu spun, pentru că mulți spun că dau prea multe informații, că vorbesc prea repede, nu știu. De exemplu, dumneavoastră, acum, ați înțeles în mare ceea ce am vrut să spun sau unde credeți că ar fi problema la tot ce... Eu am să încerc să fac întâi niște remarci înainte de a fi legat strict de ceea ce ai expus. Procesul de cunoaștere e un proces lung și implică eforturi în sub toate aspectele, și umane, și materiale, și te-ai legat foarte mult de parte filozofico-istorică, și am și specificat, eu nu sunt nici filozof, nici istoric. În privința istoriei, evident, întotdeauna o să găsești grupuri de oameni în care îndreaptă cunoașterea într-o direcție și alte grupuri care îndreaptă cunoașterea istorică în altă depinde direcție. Depinde cine plătește și cât plătește, zic eu. Eu aș veni spre alt element. În primul rând, istoria, evident că a început odată cu omenirea. Istoria omenirii, nu a așa, universului, a creației, și istoria efectiv a omenirii a început odată cu omenirea. Dar consemnarea ei a început, eu zic, mult mai târziu. Cunoașterea în domeniul istoric a început mult mai târziu. Au rămas primele urme cele specifice activității omului. Săpăturile arheologice scot la iveală acele urme. După aceea, primul a apărut limbajul. După limbaj a apărut scrierea. Nu putem să spunem că omul înainte a scris și după aceea a vorbit. Da, clar. Așa. Limbajul, înaintea scrierii, s-a transmis pe cale orală. Calea orală e bună și e rea. E bună că nu poți să o impui total, e rea că ține foarte mult de ținerea de minte și de cultura și de posibilitățile individului care transmite. Ține de orgoliu individului. Individul poate oricând modifica, adăuga, scoate ceva ce îi place, ce nu-i place, ce știe, ce nu știe. Ca atare, calea orală nu e nici ea un element extraordinar. După aceea a apărut scrisul. Scrisul nu era de la început la îndemâna oricui. Era la nivelul marilor cancelarii, la nivelul regilor, preoții și așa mai departe. Scrisul a apărut mai târziu și nu era un bun ca acum aproape al tuturor. Evident că și scrierile nu poți avea încredere totală în ele. După aceea vin cei care fac afirmația și spun: învingătorii scriu istoria. Așa și este. De uneori așa este. Deci nu neapărat cu banii, ci depinde cu ce am vins, cu vitejia sau cu toate elementele. Deci noi când vedem... cucerești un popor, cu vitejia îl cucerești, da? Așa. Adică cu vitejia îl cotropești, corect? Așa. Sau cum să înțeleg? Îl cucerești cu vitejia, dar în perioadele actuale, vitejia combinată cu inteligența. Nu e ușor, nu e ușor să cucerești, într-adevăr, cucerești, dar e greu să menții ce ai cucerit. De multe ori a menține e mult, mult, mult mai greu decât a obține un lucru. Chiar și în activitățile curente. E ușor să scoți un ziar, două, trei numere și el după aceea să moară. E ușor să faci o emisiune, două, trei, așa, și ea după aceea să nu aibă niciun interes și să nu aibă priză și utilitate și ea să fie, să dispară. Păi așa, vrei să avem succes cu această emisiune? Hai să vorbim urât de România. Am văzut emisiuni în care România este târâtă în molde propriei cetățeni, ce n-am văzut nicăieri în lumea. Adică, de fapt, am trăit mulți ani în Germania, cred că acolo nemții, dacă televiziunea ar vorbi în halul în care vorbesc invitațiilor despre țara asta, înzeflemeau și în acea, cum să exprim, în acele exprimări, să nu folosesc cuvinte dure, cred că oamenii ar fi luați pe sus. Deci, ceea ce se întâmplă în România este anormal pentru mine. Asta mi se pare corect ce vă spun? Eu aș veni și aș face o mică completare. Eu nu o să pot vorbi niciodată urât despre România. Pentru mine România înseamnă cu totul altceva. Nu înseamnă nici cei care sunt acum la conducere, nici omul simplu. Înseamnă un teritoriu locuit de-a lungul istoriei, că tot vorbeam de istorie. Și am respectul, dacă nu de mulți din zilele noastre, sigur, în cele 20 de milioane sau câți suntem, există oameni care merită respectul.
Și... eu sunt convins de asta, altfel așa, așa aici la televizor. Așa. Mi-aș sacrifica timpul să vin aici. După aceea, sunt convins că și de-a lungul istoriei permanent am avut oameni care merită toată pioșenia, toată înclinarea. Ca atare pot vorbi urât de mici perioade, pot vorbi urât de anumite persoane sau de anumite grupuri, dar nu pot generaliza la nivel de națiune, de țară și așa mai departe. E treaba celor care o fac. Eu nu o pot face sufletește, așa simt eu că nu e cazul să fac spectacol cu țara, cu România, să devină teatru nu de operațiuni, ca să nu fie o defecțiune profesională, ci să devină teatru, spectacol, dramă, comedie și așa mai departe. Bun, și de ceea ce a fi referitor la ce a exprimat colegul. În primul rând, orice lucru, știm că nu există lucruri cu probabilitate zero, adică total imposibile, și nu există lucruri cu probabilitatea 1, sigur, 100%. Evident că variantele prezentate de colegul au elemente probabile în ele. Încep cu ce am ascultat, Sphinx, X egal cu T. Sigur, în matematica noastră, X-ul de obicei este o necunoscută. Asta nu înseamnă că avem o singură necunoscută. Avem cam multe necunoscute în viață, în știință, în istorie, în toate domeniile pe care le vrem. De aceea există, începi cu prima, cu X, cu ecuația de gradul întâi cu o necunoscută, dar ajungi după aceea la ecuațiile cu multe, multe necunoscute. După aceea începi să vezi dacă între necunoscute există relații, interacționează între ele și sunt determinabile, da, sunt influențabile. Da, dar că vă întreb, dar știți că se spune așa că simplitatea e pentru înțelepți. Eu cred că e mai, să gândim mai simplu, că omul normal nu are nevoie de foarte mult. Adică eu am început cu partea simplă, nu pot să intru în toate ecuațiile matematice. Aici e o singură necunoscută X-ul. Nu cred că este incorect ce am făcut ca puste. N-am specificat că e incorect ceea ce ai spus. Am spus că este posibilă și această substituție, această înlocuire a lui X cu T. Sau, deci există posibilă și duce... Dar să nu uităm că criptografia și nu cea modernă de-a lungul istoriei, de fapt asta făcea. Înlocuia, amesteca, ca să zic, diverse cuvinte după anumite principii, da. Și era făcută cu un anumit scop. Cu scopul fie de a nu descoperi dușmanul, de efectiv, cum îi spune și cuvântul, a cripta, sau cu scopul de a descoperi dușmanul, dar variante care te interesau. Adică, așa zisă, diversiune, ca să o denumesc altfel. Deci, varianta asta, sigur, e posibilă. Dar eu îmi pun niște întrebări. În primul rând, e greu de răspuns dacă Sfinxul este făcut din timpul dacilor sau el a existat de-a lungul istoriei. Este mult mai vechi. Bun. Doi, dacă el este natural sau artificial. Natural, acum vin sub două aspecte. Natural, sub sensul că e făcut de creație, de divinitate. Natural, că forma a luat în forma finală în interacțiune cu mediul, ca să nu zic așa, cu mediul natural. Cu... Bineînțeles, da. Eu cred, nu mai sunt 30 de secunde, eu cred că Sfinxul este mult mai vechi de 2000 de ani și este cumva creat într-un fel anume, poate chiar de pelaș, dar asta momentan rămâne pentru, zic eu, pentru cei care vor studia această temă mai îndeaproape. Ne punem întrebarea dacă acest Sfinx, așa cum spun geologii noștri români, este oarecare piatră sau este o piatră foarte, foarte importantă, nu numai pentru noi, ci poate pentru întreaga omenire. Și eu susțin că pentru întreaga omenire este importantă din mai multe motive. Vedeți, noastră acolo la Sfinx, mai multe elemente, nu mi-am ales încă pagina, nu știu dacă ați putea să filmați aici, să măriți cumva această carte care e scrisă de Tudor Diaconu, în care vedeți dumneavoastră aici babele,
De fapt, cele două babe, dacă le întorci 180 de grade invers, sunt de fapt niște picioare în opinci. De fapt, ăsta reprezintă pe Cain, care și-a ucis fratele Abel, e o poveste mult mai lungă. Iar acest Sphinx, vedeți noastră undeva aici, în partea de jos, există un exact un simbol care arată chiar cu un X. Iar dacă veți privi undeva la Sphinx, acolo, în zona, dacă puteți să-mi iertați, domnul Năceiu, priviți acolo unde e crăpătura, acolo se vede un X. Unde se vede crăpătura jos, da, vedeți, da, acolo? Da, 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 da. Ei, acolo în sus se vede un X. Dacă oamenii s-au uitat cu atenție pe ozele Sfinxului, chiar pe internet, veți vedea că undeva, eu am descoperit asta în timp, în dreptul urechii stângi, există chiar un X. Și legat de acest X există mai multe, să intrăm în zona profețiilor, există un mic profet numit Boris, ca în Rusia, care povestește lucruri foarte interesante despre ceea ce se va întâmpla, iar Sfinxul este într-un prim plan. Eu cred totuși, din punctul meu de vedere, domnul Ceu, că piatra asta este foarte, foarte, foarte veche, însă în altă ordine de idee, de fapt, în același context, dacă ați fi mers la, ați fost la Sfinx, ați fost, bănuiesc, da? Ați fost acolo, la un moment dat, există o piatră care seamănă exact cu un falus și un vagin de femeie, undeva într-o parte. De fapt, acea piatră reprezintă, practic, creația, bărbat-femeie. Pentru că cel mai important lucru pe lumea asta este creația, că fără creație noi nu putem să mai existăm, să perpetuăm ca specie. Deci, din punct de vedere, Sfinxul este o piatră cu o mare greutate istorică, spirituală, și știm că și dacii își duceau acolo pe cel mai bun dintre daci, dintre ei, și acela era figurativ aruncat în sulițe, de fapt el nu era încă matur să preia conducerea, cred că așa ceva voiau să spună. Continuând aici, dacă mai aveți ceva de... Da, deci, referitor, tot o paranteză la acest Sfinx, deci nu putem defini decât doar că este de o vechime destul de mare. Dumnezeu, dacă tot a fost afirmintit acolo, divinitatea, eu prefer să zic divinitatea, creația și nu Dumnezeu în sine, a creat această complexitate, lumea în sine, lumea înțelegând universul. Și a creat pe ceea ce noi credem cel puțin, l-a iubit cel mai mult și i-a dat inteligență superioară, omul. În asemenea condiții, Dumnezeu nu cred că s-ar fi apucat să facă niște codificări extraordinar de complicate pe care numai câțiva să le poată înțelege. Codificările, cred că le-a făcut mult mai simplu și le-a făcut în multe locuri. Nu le-a făcut nici ascunse, nici... Cred eu că el nu s-a jucat de a joaca cu a ascunde, a cripta. Sau poate reprezentanții lui Dumnezeu au făcut asta. Asta poate ar fi, dar Dumnezeu în sine, când a creat atâta complexitate, nu cred că la asta s-a gândit, mai ales că omul era cel care era desăvârșirea în primele, să zicem, în ghilimele, 7 zile ale creației. Da, de asemenea, chiar, eu sunt adept... a durat creația 7 eu, zile? Eu sunt adeptul, de fapt, în ghilimele, un creator, când asta e tot informarea profesională, când creează ceva, e îndrăgostit de procesul respectiv, dacă într-adevăr a creat și a înțeles acel ceva, încât el continuă permanent. Dumnezeu, chiar dacă a creat în 7 zile, eu nu cred că după aceea s-a făcut un paznic al fenomenelor și a privit prin tot felul de mijloace ce se întâmplă cu creația. Evident că a urmărit și creația ca să nu se autodistrugă, dar eu cred că a continuat și procesul de creație în sine. Doar ca ipoteză, exact cum susțin și al. După aceea, aici apar iarăși elemente destul de sofisticate. Apare infinitul, 0, 1. Sigur, infinitul e interesant ca discuție, dar toată lumea științifică se ferește de infinit. Când ajungi la ecuații în care rădăcina ar fi infinită, când ajungi la procese în care, știu eu, energia sau alte elemente ar fi infinite, ca să poți să le studiezi, faci tot felul de transformări, de
Așa, ca să eviți infinitul, să-l izolezi, să-l pui deoparte, nu să umbli cu el în buzunare, să te joci cu el la toate. Când a venit acel număr pi, acel număr, acea secțiune de aur, cum vreți, nu știu, n-am făcut măsurători exacte la dimensiunile Sfinxului să văd dacă chiar respectă geometric secțiunea de aur. Secțiunea de aur are o definiție. Haideți să-l demolă, că voiau cineva, unii voiau să-l cumpere, să-l demoleze. Nu, deci secțiunea de aur în sine, dacă mi-aș putea scrie undeva, un obiect de... Nu, e vorba de... Deci, are sensul de a transmite o informație. Deci secțiunea de aur în sine n-a fost creată de Dumnezeu, că se regăsește altundeva, e altceva, a fost creată de matematicieni. Nu găsim secțiunea de aur în Biblie. Nu, dar ea se găsește în floare, și atunci, în natură. Secțiunea, se găsește. Cu aproximațiile cuvenite. Secțiunea de aur, dacă am un segment oarecare, da, A, B, C, da, secțiunea de aur înseamnă de fapt a arăta că segmentul în, și aici ar fi A plus B, da? Arată de fapt că segmentul întreg raportat la segmentul cel mare, da, adică un, așa, 6-1. Este egal cu segmentul mare raportat la segmentul mic. Asta arată un fel de echivalență frumoasă între mare și mic. Asta arată cumva o echivalență între buturuga mică poate răsturna carul mare și că e nevoie și de mare și de mic. Și ca să zicem așa, asta ar vrea să arate secțiunea de aur. Pe urmă, dacă luăm acest raport elegant matematic, rezultă simplu o ecuație fi pătrat, dacă îl notăm cu fi, cum ai zis cu așa, minus fi minus 1, al cărei rădăcini nu este altceva, e o ecuație de gradul 2 egal cu 0, în care are rădăcinile 1 plus radical din 5 supra 2, radical din 5, pardon, și 1 minus radical din 5 supra 2. Da? Poți să ai câte zecimale vrei, un calculator, ai radical de 1, iei pe radical din 5 cu cât vrei și obții rezultatele respective. Secțiunea asta de aur, să zic așa, acepție, are în schimb alte elemente foarte elegante, foarte, de exemplu, în afară de simetrii și de părți din astea aplicabile în natură, are o grămadă de elemente frumos matematice, 1,68 sau cât era, 6, așa, zecimalele ei care le poți calcula câte vrei de aici. Are proprietatea că 1 supra fi egal cu 0, 6, 8 și aceleași decimale infinite ca număr irațional, că fi pătrat egal cu 2, ia uitați, și tot aceleași, exact aceleași decimale, 68, și asta înseamnă, încă o dată repet, înaltă inteligență înaltă, dar eu, da, înseamnă elemente mici care se aseamănă cu elemente mari. Sau toate lucrurile trebuie să-și dea mâna, universul mare cu universul mic. Cu macrocosmosul cu microcosmosul, ca să zic așa. Universul... Exact asta încearcă fizicienii, cumva, sau oamenii de știință, o teorie a unificării, a găsi elementul de simbioză între mare și mic, între universul, să zicem, infinit, nelimitat, termenii sunt diferiți, și universul de aici. Cam atâta, ca să nu intru în detalii mult mai multe. Eu, practic, eu de-aia v-am invitat, că de multe ori m-ați ajutat dumneavoastră cu anumite intuiții ale mele să le exprimați matematic, însă nu vreau să bag lumea în matematică, că toți am uitat matematica care am făcut-o la școală. Eu vorbesc cu generalități și nici nu vreau să mă apuc să caut prin toate cărțile, să-mi umplu mintea, să nu mai știu ce e de mine. Încerc să aflu ușor-ușor de la fiecare în parte câte ceva să confirme. Deci pentru mine e foarte interesant sau foarte important. Sunt importanți munții noștri, pietrele astea ale noastre care au o vechime atât de mare și o istorie atât de amplă, istorie care se leagă de trecutul acestui popor, pentru că asta vreau să fac, să-i aduc oamenii din ziua de astăzi să meargă cu mintea peste 2000 de ani înapoi, când eram cei mai viteși și mai drepți dintre traci sau la nord de Dunăre, țara zeilor, și pornind încă o dată cu mintea de acolo, când eram cu adevărat oameni, să încercăm să ne reclădim această țară care se află în pragul dezintegrării. Ne întoarcem din nou la Sfinx, pentru că am foarte mult de vorbit despre Sfinx și vorbesc din legendele existente și din proverbele și din doinele române sau muzica noastră veche din portul nostru, pentru că știți, să spunem la un moment dat în istorie, cred că în Biblie se spune că adevărurile stau în limbă, în port, în gând și în pietre, și toate zic eu că se găsesc la noi aici în țara noastră. Și spun așa că Sfinxul mai este capul lui Ion Orfeus, tăiat de Sânz Iene la 29 august 3113, înainte de anul 0, această dată marcând începutul erei care s-a terminat pe 22
decembrie 2012, o eră de peste 5.000 de ani, care, dată de 21 decembrie 2012, se pare că transcrisă în litere ebraice, înseamnă Tatăl vine, dar eu întâmplător am găsit, de exemplu, dacă veți intra cu cuvântul, nu știu dacă am notat aici, Baba, da? Baba din limba română, în limba ebraică, și tai au de aici, la un moment dat, Baba ăsta înseamnă tată, și dacă mai tai și B-ul ăsta, rămâne Ba, care înseamnă vine. Deci foarte interesant. Lucrurile astea foarte importante sunt la vedere, însă nu pot fi descoperite chiar așa de ușor, decât atunci când cauți cu sufletul. Sufletul sparge toate barierele cunoașterii. De aceea spun eu că tot pe acest X continui cu raționamentele mele și spun că tot pe X-ul ăsta, care mai este și con al timpului, după cum știți, clepsidra așa arată, deci atunci acum îmi pică fisa, de fapt, nu trebuie să demonstrez prea mult că X egal cu T, pentru că T vine de la timp și X-ul este și clepsidra timpului, corect? Nu? Se cam leagă. După ce... E întâmplător să leagă. Bun. Continuăm aici. Zicem așa că știința făcută de om de-a lungul vieții, atunci când o face doar pentru burtica lui, doar egoistic, doar pentru el, fără să gândească la ceilalți din jur, cum ar trebui, că dacă toți ne-am gândit la ceilalți, ne-ar merge la toți bine. Deci în momentul acela, când nu o face egoistic, atunci accesul lui în con al științei, vedeți, matematic vorbind, conul științei, deci accesul omului către cunoaștere este diametral opus. De aceea se spune, există oameni care atunci când se duc de aici, au momentele acelea de conectare, în care își dau seama că au învățat toată viața, dar n-au învățat de fapt nimic. Din cauza asta, când omul face egoist doar pentru sine. Spun acest lucru pentru că mie mi se întâmplă lucruri foarte interesante. Acum vreo 4-5 ani, povesteam și în alte emisiuni, am mâncat o ciorbiță cu un copil de mai puțin de 2 ani, cred. Și la un moment dat împărțeam supa cu ciorba sau supa, cum vreți să o luați. Ia o lingură, o lingură, ia o lingură, eu două. Mi-a dat peste mână, am continuat. De fiecare dată când luam eu mai mult, îmi dădea peste mână. Și am zis, măi, copilul ăsta la mai puțin de 2 ani numără. După aia am continuat și eu tot ce am făcut, am făcut instinctiv ca să înțeleg astăzi. Am continuat și i-am dat ei tot ce a mai rămas din supă. A acceptat totul și mi-am dat seama că oamenii se nasc mici Dumnezei pe pământ și devin altceva decât asta, pentru că fiecare vrea totul, dar niciodată nu acceptă binele. Și cu cât omul devine mai egoist și mai agresiv și mai animal prădător, cu atât acei oameni care mai au aceste sușiri dumnezeiești de a fi buni, sunt mai târâți și mai distruși. De aceea continu raționamentul și mă opresc acum la Eminescu, care în 40 de ani de viață el a făcut o poezie și a scris parcă a scris și proză. A scris și publicistică. Da? Publicistică. Deci informațiile date de Eminescu atunci, mai ales în poezia sa, înțelegeam de la colegul meu, domnul Ceu, matematica și astronomia lumii era încriptată în poezia lui. De ce a fost Eminescu atât de deștept? Pentru simplu fapt că el și-a iubit țara și neamul. Și atunci accesul lui în conștiință a fost enorm de mare, de fapt un pic de viață, 30-40 de ani cât a trăit el, i-au permis un acces enorm în conștiință, care acces l-am notat eu cu integrală de la minus la plus infinit din E la X. Nici eu nu mai știu prea bine analiză matematică, dar atât mi-a rămas în cap din școală, că integrală de E la X este integrala infinitului, de fapt este întregul univers, întregul infinit încape în această integrală. Paradoxal, am atașat deci integrala asta la cunoașterea lui Eminescu. Însă eu sunt convins că se poate discuta mult pe această temă, intuitiv, eu nu știu să explic, însă spre fericirea mea am puterea să întreb și să am câțiva prieteni care îmi sar în sprijin și la un moment dat domnul Năcea aici de față mi-a zis, băi, zice, tu ai dreptate, că de fapt integrală de la minus infinit la zero din E la X pe axe, la minus infinit la zero, în punct de origine, este paradoxal 1. Așa mi-a spus, corect?
E, și atunci am stat și m-am gândit că de fapt în Biblie se spune așa, că din absolutul minus sau din absolutul infinit sau din întuneric a apărut unul. Cred că ceva de genul ăsta, și este posibil ca eu să definez matematic începutul vieții, poate, sau începutul universului. Bineînțeles că o să fie foarte mulți care mă împușcă la ora asta în gândul lor când vor auzi că îmi permis să spun așa ceva, dar eu consider că e o ipoteză, nu trebuie să am dreptate, dar totuși în același context noi știm că legea se scrie cu L, L, lumina se scrie cu L, legea, lumina, mai aveam ceva, dar nu mai pică fisa. Și dacă ne uităm cu atenție aici, vedeți, noastră e singurul cadran care se poate citi L, cadranul pozitiv, unde e Y și X ne dă plus aici în zona asta, deci L. S-ar putea să am dreptate. Ce părere aveți cu deci legătura asta cu integrala? Deci eu întâi, că așa, să fac chiar așa ca de obicei, mici completări. Corect. Așa, sub aspectul următor. De exemplu, elementele știință în sine, da, omul nu le creează. Ele există și omul numai încearcă să le dea explicații. Tot ce facem noi, noi încercăm să cunoaștem macrocosmosul care există. Da. Și noi căutăm doar să le explicăm de ce există așa. Da. Prin diverse metodologii, prin diverse științe, prin diverse aparate și așa mai departe, da? La fel și microcosmosul există și noi căutăm să le explicăm, da? Da? Deci noi nu creăm pur și simplu știință. Pitagora a descoperit o proprietate a triunghiului dreptunghic, pătratul ipotenuzei egal cu suma pătratelor catetelor. Dar asta nu înseamnă că triunghiul dreptunghic până la Pitagora nu respecta chestiile respective. La fel și universul. Până când a început omul să-și pună întrebări, să creeze cosmologie, să explice fenomene de genul ăsta, nu înseamnă că ele nu existau și nu funcționau. Dar deci am spus asta, am spus știința învățată de om. Așa. Deci cum să mă exprim? După aceea... Școala învățat, sau cum să mă exprim? De asta depinde fiecare și o caută. Știință, sau, hai să zicem, accesul în știință este diametral opus cu accesul în conștiință. Bun. Are legătură. Revin acolo, de exemplu, la ideea gen clepsidra. Așa. Să nu uităm că clepsidra, e, într-adevăr, e o măsurătoare, e un instrument de măsurat timpul. Da. Da. Asta și spune. Așa, și că timpul pentru aceeași clepsidră nu se scurge la fel în aceeași clepsidră. De ce? Pentru că depinde de două situații. Dacă granulația nisipului ăla, da, iau cea cu nisip, da, sau cu apă, cu ce vrei, așa, e mare și găsesc o granulă mare care o înfundă, timpul se oprește, timpul ăsta de aici din clepsidră. Nu mai curge restul. Invers, dacă e prea mărunțită, mult prea mult, se tasează și se înfundă cu el tasat. Că cu zahărul, pudră, bine, așa. Oamenii au folosit, deci timpul, asta, deci au folosit. Oamenii folosesc doar o simbolistică, dar care nu are explicațiile totale. Dar a fost totale. Nu, dar a fost și este a fost și este folosită. A fost folosită. A fost și este folosită. Deci e un instrument de măsurare a timpului. Da, e un instrument de măsurare. Deci are legătură cu teul sau cu timpul, corect? După aceea revin la noțiunea de integrală. Integrala în general se face dintr-o funcție. Deci în general, da. Evident că simbolul integrală este o integrală dintr-o funcție f de x. De x. Și atunci are și o semnificație. Are, când e nedefinită, rezultatul va fi tot o funcție. Când e definită de la o valoare la alta, este o valoare numerică. Da. De data asta, deci, devine un număr. Deci, nedefinită este o funcție, definită devine un număr. Dar numărul ăla nu e un număr pur și simplu, ci reprezintă ceva. Reprezintă exact ce reprezintă funcția aia. Dacă funcția aia descria un anumit fenomen, integrala aia va fi o valoare pentru acel fenomen. Bun, de exemplu, dacă, așa ca fapt divers, funcția asta, dacă nu îi dau pur și simplu doar o reprezentare grafică, integrala va fi area de sub ea. Deci integrală de la A la B din funcția asta, ăsta ar fi graficul funcției, așa, nu este altceva de la A la B din f de x, este chiar area de sub funcție, suprafața spălată, măturată. Da. Bun. Dacă revin aici E la X, E la X ăsta are avantajul că el prin integrare și prin derivare nu se schimbă. Adică E integrală din E la X este egal tot E la X, integrală derivată de E la X supra DX este tot E la X. Deci și prin derivare și prin integrare își păstrează forma. Singura excepție intervine că la integrare apare o constantă.
plus o constantă C. Care constantă, în ghilimele, e constantă, e variabilă și o determini în funcție de ce vrei să faci cu ea. Nu, nu e prea multă matematică. Așa, nu, cred deci, că... deci, nu, ce nu, vrei nu. Să faci cu ea, atât. O, două, astea. Ce vrei să faci cu constanta? Asta înseamnă așa zisele condiții inițiale. Vrei să te preocupi de crearea universului, constanta asta o legi de valori legate de univers. Vrei să legi de viața omului, constanta asta o determini în funcție de niște elemente și așa mai departe. Deci integrala în sine, acest 1 e integrala devenită număr, pentru că de ce? De fapt ea e exponențială și orice număr a la x când x egal cu 0, da? A la 0 devine egal cu 1. Deci orice, nu numai e la x, când dacă l-aș reprezenta grafic în funcție de valori, ar trece sau așa prin 1, da? Mm. Indiferent că este e la x, că e a la x, că e așa, da? Mai departe, constanta asta îmi dă posibilitatea să parcurg multe spații, universuri paralele. Deci ea mă face să mă pot duce, dar se obligatoriu, indiferent de constantă, va trece toate prin acel 1. Nu, știți care e? Atât. Deci acel unul este universul concentrat, dacă vrei. Domnul ce? Eu cum aș da integrala asta? Pur și simplu intuitiv. Eu am zis așa, când mă gândeam la faptul că când am făcut relaționarea asta, după aia am gândit mai departe. M-am gândit la oameni egoiști care învață doar pentru burta lor, cum spuneam, și atunci am zis accesul lor, să spunem, că virulă conștiința, întreaga conștiința umanității se află undeva sus aici, sau Dumnezeu, da? Și eu zic așa, omul când te face egoist, ajunge doar aici. Poate să, el atâta intră în această imensitate. Am spus, Eminescu a făcut cu dragoste de țară și de neam. De fapt, el s-a gândit la 10 milioane de români. Eu sunt convins că vor exista, că asta vreau să scot în evidență, mai greu să o spun matematic. Eu consider așa, Eminescu s-a gândit cu adevărat la țara noastră, în mare măsură, și asta are o importanță asupra modului lui de a accesa cunoașterea. Și după aia s-a gândit și la cei 10 milioane de români care trăiau pe atunci, nu știu, 10 milioane câți erau. Și probabil că la nivel subtil, mentalul lui s-a cuplat la partea inteligentă a celor 10 milioane, nu știu, 500 de mii de oameni care chiar erau, într-adevăr, la fel ca Eminescu. Atunci el a preluat puterea lor, ca să înțeleagă lumea. Ce vreau să-i spun eu, ce intuiesc că s-a întâmplat. După aia vreau să spun așa, că un om cu cât mai mult se gândește la cei din jurul său, cu atât accede. Dar omul acela nu poate minți. El nu se poate minți pe el. Probabil că există niște mecanisme foarte, foarte subtile. Adică vreau să spun că nu poți să accesi doar când te bați cu pumnul în piept. Trebuie într-adevăr să-ți pese. Tu să nu te minți pe tine. Tu chiar să vrei să schimbi ceva. De aceea spun eu că Eminescu sigur a gândit într-un alt fel, la fel cum au gândit marile genii ale lumii sau oamenii care au mișcat lumea înainte. Toți au fost considerați nebuni. Deci oamenii care au tras lumea înainte au fost considerați nebuni de turme, de turmele de oile, zic eu, pentru că ei așa se cheamă, oamenii în general. Eu nu vreau să fiu prietenul lor, neapărat, decât dacă vor și ei. Dar le expun cum sunt. Deci oamenii aceștia mari care au tras lumea înainte au fost considerați nebuni. Știi cum a murit Eminescu? Sub nepăsarea românilor care nu i-au sărit în sprijin, la fel ca marii domnitori români. Deci eu vreau să spun doar adevărul și asta simt. Acum, dacă mă așteaptă cineva cu vreo dubiță în față, treaba lor. Eu am să fac doar o mică paranteză. Unu, într-adevăr, ar fi de parte de mine gândul de a nu recunoaște valoarea intrisecă a lui Eminescu și a scrierilor, implicita a scrierilor lui. Nu? Da. Nu e așa. Așa. Da. Dar apar câteva elemente simple, da. Foarte simple. Unu, Eminescu s-ar acorda la niște oameni, cum zici, dacă iei energiile luate de la oameni, într-un anumit fel, într-un anumit mod. Și a avut la cine să se racordeze. Eu fac știință, să zic, sau altul, XY, face da. Știință. Dar dacă o faci pentru burta ta, pentru că uneori burta altora nu digeră. Nu vrea să facă efortul. Eminescu în timpul vieții n-a prea fost atât de digerat și atât de mare și înțeles nici corespondența, obicei, nici politica, nu, totul după. Nimeni. E, asta ce înseamnă? Oameni. Înseamnă că pentru marile descoperiri și prelucrări trebuie un timp de digerare. De coacere nu cumva. E vorba de asta. Nu, pentru asta. Că nu există nimic care a fost expus și dintr-o dată a devenit grozav. Nu. Este vorba de ura oamenilor. Oamenii în general urăsc tot ce este mai înalt decât ei. Oamenii în general caută, fiecare caută unul mai întunecat la minte ca el, ca să strălucească el în prostia lui. Deci sunt foarte puțini oameni care îi caută pe aceia mai deștepți ca împreună să facă ceva.
și asta nu o spun numai, o spun mari oameni ai lumii. Asta e mare nenorocire, de aceea ne aflăm în pragul dezastrului ca, eu știu, întreaga, numai noi românii, toată planeta este la, să zic așa, într-o problemă foarte, foarte mare. Ne uităm la ce se întâmplă, la, să zicem, la uragane, la lucruri care se întâmplă exact acum, pentru faptul că noi ne-am bătut joc de natură și de planetă în speță, prin acțiunile noastre, bineînțeles. Nu știu dacă mai s-ar mai putea discuta ceva la integral asta. Eu sper că oamenii m-au înțeles și am vrut să spun, iar tot referitor la integrală, se mai poate spune așa, folosind cuvântul integrală, poate nu întâmplător mi-a venit în cap, aș vorbi de gral. Nu știu dacă mai avem timp până la pauză, dar se poate vorbi de gralul acela pe care toată lumea îl caută prin mai știu eu ce peșteri, prin mai știu eu ce colțuri ale lumii. De fapt, gralul este sufletul omului, care atunci când se naște primește un suflet curat, neîntinat, dumnezeiesc, care îl pierde în timp și poate îl regăsește într-un moment al vieții și atunci el, când devine cu adevărat om și încearcă să facă ceva pentru ceilalți, semenii săi, atunci devine, practic, om care a regăsit gralul. Părerea mea, nu știu acum dacă am dreptate. După pauză, probabil că ar fi mult mai mult, dar așa, sau dacă mai e timpul, o să cer totul să mai fac câteva paranteze. Exact cum ziceam, nu, întotdeauna lumea a funcționat pe ideea asta. Nu mă pot, nu-l accept pe ăla mai bun decât mine lângă mine și cel puțin înainte de a se inventa comerțul și banul și acumularea, cred că omul nu mergea pe principiile astea. După ce s-a inventat și comerțul și banul, nu toată lumea nu are minimul de cunoștințe, sunt destui, repet, în care nu înțeleg că valorile îi aduc valoare. Dacă ai o valoare, ai de gând să o crești. Capitalist, de fapt, asta înseamnă a aduna capital, a crește capitalul, nu? Eu nu acum că sunt adeptul strict al sistemului capitalist, dar filozofic vorbind măcar, înseamnă acumulare în sine. Acumularea în sine nu se face orice și oricum. Se face prin experiență și prin muncă, cu adevărat. Mâine, dacă nouă ni s-ar da 100 de Eminescu, 1000 de Coandă și așa mai departe, i-am format guverne și ce vreți cu ele, nu cred că în câțiva ani, gata, România ar merge ca pe roate. Nu întotdeauna omul, să zic, de știință, omul tehnologic, omul cu suflet, omul de anumit calibru, se pricepe la elementele care sunt necesare evoluției unei societăți, la sociologie, la politică. Avem destule exemple de oameni care au fost extraordinari ca oameni profesional și foarte slab în politică. Nu putem vorbi de o strălucire a lui Iorga în politică. Chiar dacă nu sunt eu la care să-l judec. După cum știm că timpul se scurge, ne apropiem de sfârșitul emisiunii. Aș vrea să vă mulțumesc acelora care ați participat cu sufletul această emisiune. Sper că ați înțeles ce am vrut să spun. În cazul în care aveți întrebări, mă puteți găsi pe pagina mea de Facebook, unde mă chinui tot timpul să răspund la fiecare. Numele meu este Tabără Ionel Marian, nici nu mai știu dacă m-am prezentat. Sau pe pagina de Facebook a emisiunii. Întâi a fost cuvântul și o veți găsi aici la televiziunea T6 TV. Și aș vrea să-i mulțumesc invitatului meu că a dat curs invitației. Sper că i-a făcut plăcere discuția care am purtat-o. Ne discutăm foarte mult și în privat și să sperăm că mai veniți și la altă emisiune a noastră, domnul Năcioiu. Și eu țin să vă mulțumesc. Mâine seară ne puteți vedea la următoarea emisiune despre limba română la ora 7:30, la fel ca și astăzi, 7:38. Bună seara și un weekend plăcut la toată lumea. La revedere! Vă mulțumim!